Sute de porții de fasole cu cârnați au fost oferite astăzi pe Splanada Crișan din Drobeta Turnul Severin. La această aniversare, reprezentanții municipalității au dorit ca toți severinenii să sărbătorească românește. Și pentru ca distracția să fie completă, pe scena de pe strada Crișan a avut loc un spectacol de excepție, coordonat de interpreta Emilia Dorobanțu. Severinenii au sărbătorit împreună Ziua Națională. Municipalitatea a oferit porții de mâncare tradițională. Faimoasa fasole cu cârnați și un pahar de vin fiert au făcut ca sărbătoarea să fie completă. Pe cu ocazia sărbătorilor de iarnă 1 decembrie, din partea primăriei, fasole, pânică, cârnați și ceai. Ce părere aveți? Cum este? Odată în an de e bine primită. Ce aveți acolo? Vin și cârnați cu fasole. E o bună această inițiativă a primăriei? Da, da. Vedem că este foarte, foarte multă lume la coadă. Da, da, e bună, e bună, e bună. O părere despre această inițiativă a primăriei? Foarte bun să gustăm, să vedem, e bun. Autoritățile locale au dorit ca toți severinenii să se bucure împreună și să sărbătorească românește. Oamenii au apreciat inițiativa și spun că așteaptă și cu alte ocazii astfel de surprize. Cred că un cameniu zilei, bănuiesc, fasole și doi cârnați. Ce părere aveți această inițiativă a primăriei? E bună. Fasole, cârneciuri și un pahar de vin. Cum este? Deocamdată n-am gustat, dar cred că e bine. E bine, mulțumim frumos. Cea mai importantă zi a noastră ca națiune și i-am servit pe severieni astăzi și nu numai toți cei care vin în zona Crișan cu cunoscuta fasole cu cârnați, așa cum suntem noi învățați românii, și un pahar de vin. E o zi de sărbătoare, sărbătorim cu toții, suntem în zona Crișan, unde astăzi va începe și un frumos spectacol dedicat Zilei Naționale a României. Am dat startul sărbătorilor de iarnă, mai și petrecem pentru că am muncit un an de zile. Și cum nu poate fi distracție fără muzică, un spectacol de excepție a fost organizat pe scena de pe strada Crișan. Acesta a debutat cu imnul de stat intonat de solista Emilia Dorobanțu. Din 1 decembrie, invitați la Drobeta Turnul Severin de către Primăria Drobeta Turnul Severin și Palatul Culturii Teodor Costescu, prezintă astăzi un spectacol identitar, putem să spunem, deoarece repertoriul ales de aceștia are legătură cu toate simbolurile naționale. Vorbim despre Ziua Națională a României, așadar toate melodiile prezentate astăzi de către artiști au legătură cu zonele etnofolclorice ale României. Pe scenă au urcat artiști cunoscuți și iubiți de publicul din întreaga țară. Alături de Emilia Dorobanțu au evoluat în fața publicului severinean Maria Dragomiroiu, Sandel și Aurora Mihai, Anica Ganțu, ansamblul Izvorașul și Marcel Pavel.